perioada 28 noiembrie-5 decembrie a avut loc ediția cu numărul 24 a Festivalului Internațional al Teatrului de Studio, DaFest, în organizarea Teatrului Alexandru Davila din Pitești. Au fost 8 zile pline de teatru, piese interpretate de artiști din țară, dar și din străinătate, piese pentru copii sau pentru adulți. Ultima piesă prezentată a fost Zaraza, în interpretarea teatrului Toma Caragiu din Ploiești. Bine ați venit în lumea celor ce au trăit pe bune! Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară? Pe troacă și vioară la șosea! Ia-mi-ți, bă! Trebuie să-i dăm orașului poveștile de care are nevoie! Cu teatru, televistă! Și buzele mici și mele, mare neica după ele, hara, hara de traior! Îți miroase dura pe și buzele mici și mele, mare neica după ele. La finalul festivalului, actorul Constantin Cotimanis, managerul Teatrului Argeșan, a adresat mulțumiri tuturor celor care au ales să petreacă puțin din timpul lor în compania artiștilor, chiar și online. Nu se poate trăi fără teatru. Este o replică din Pescărușul lui Cehov, atât de adevărată și de actuală. Nu se poate trăi, oameni buni, fără visare, fără frumos, fără speranță. Fără teatru, un suflet care nu primește acest flux de trăire și de frumusețe, se ofilește. Noi vom încerca din toate puterile să vă fim în continuare aproape și să vă aducem teatrul în case. Ediția din acest an DaFest, exclusiv online, a fost o soluție de a fi alături de dumneavoastră chiar și în condițiile dure impuse de... Ce se întâmplă? Sperăm că spectacolele v-au fost pe plac și v-au vaccinat cu frumusețea extraordinară a teatrului. Și mai sper să ne revedem cât de curând în sălile de spectacol, să trăim acolo împreună magia textului dramatic rostit cu talent, sub lumina reflectoarelor, acolo, sub lumina reflectoarelor, sufletele noastre se hrănesc reciproc și spiritul se înalță. Până la o viitoare ediție DaFest, pe care o dorim cu toții în sala de teatru, vă spun cu plecăciune din partea întregii echipe a Teatrului Alexandru Davila din Pitești, rămâneți cu bine și să ne revedem sănătoși. În vremuri grele, medicamentul cel mai bun este iubirea. Așa că iubiți-vă, oameni buni, iubiți-vă.